PDL Dâmbovița a obținut la scrutinul de la 25 mai un procent de 14,14%, clasându-se pe locul 2 la nivelul județului, dar la distanță destul de mare de alianța PSD-UNPR-PC, prima clasată. Democrat-liberalii au transmis un comunicat de presă care este de altfel prima reacție oficială de după alegeri. Iulian Vladu, semnatarul documentului, le mulțumește pentru început dâmbovițenilor care au acordat votul pentru continuarea parcursului european al României. Președintele PDL Dâmbovița continuă, cităm, în ciuda trădărilor, diversiunilor și atacurilor la care a fost supus în ultima perioadă, Partidul Democrat Liberal a reușit să se claseze pe locul al doilea în preferințele electoratului dâmbovițean și pe primul loc între partidele de dreapta. Îi asigurăm pe membrii și simpatizanții noștri că vom continua să ne batem pentru dreptul de a trăi într-un județ în care să fie realizate investiții pentru oameni, în care tinerii să-și poată găsi un loc de muncă și în care instituțiile să nu mai fie folosite pe post de arme politice. În ziua scrutinului am asistat la o adevărată desfășurare de forțe în care au fost angrenate toate structurile bugetare și toate resursele publice. Este anormal ca în anul 2014 electoratul să fie scos la vot prin amenințări și presiuni din partea unor personaje plătite din bani publici. Totodată vom face o analiză foarte serioasă asupra activității fiecarei organizații, urmând să luăm măsurile care se impun pentru a reconstrui în Dâmbovița un partid puternic. Dâmbovițenii au nevoie de un PDL performant, întrucât s-a dovedit că stânga reprezintă o ofertă falimentară și dezastroasă din punct de vedere al investițiilor și al proiectelor pentru județ, a conchis Iulian Vladu, președintele PDL Dâmbovița.